Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă apologie. Este un subiect pe care l-am mai tratat într-o altă apologie, și anume soarta veșnică a oamenilor care nu au auzit niciodată Evanghelia. Cineva s-ar putea întreba de ce suntem preocupați despre soarta oamenilor care nu au auzit niciodată Evanghelia și de ce mai degrabă nu ne-am preocupat de cei care nu aud acum Evanghelia. Asta poate să fie o întrebare legitimă însă în finalul acestei apologii vreau să vă arăt uh, câteva implicații foarte importante pentru noi acum dacă credem că oamenii care n-au auzit Evanghelia niciodată uh, ar putea să fie mântuiți. În acest episod aș dori să abordez un clip în care pastorul Vasile Filat pe canalul de YouTube Moldova Creștină a postat un clip în care vorbește despre soarta veșnică a oamenilor buni care nu au auzit Evanghelia. Sunt vreo câteva afirmații la care vreau să ne uităm împreună și pe care să le analizăm. În primul rând, observați felul în care este pusă problema. Soarta veșnică a oamenilor buni care nu au auzit Evanghelia. Dacă ar exista pe planeta Pământ oameni buni care nu au auzit Evanghelia, oamenii buni s-ar duce în rai. Problema este că nicăieri în Sfânta Scriptură nu vedem că ar exista oameni buni. Oameni buni fără Dumnezeu, oameni buni care să nu fie mântuiți, oameni buni care să nu fie mântuiți prin Evanghelie. Nu există niciun om bun, niciunul măcar. Nu există oameni buni înaintea ochilor lui Dumnezeu. Așa că premiza de la care se pornește este una falsă. Ce se întâmplă cu oamenii buni din Africa care n-au auzit niciodată Evanghelia? Nu există asemenea oameni buni. Nu putem răspunde la o asemenea întrebare pentru că premiza de la care se pornește este una falsă. Nu există oameni inocenți, nu există oameni care să se nască buni, nu există oameni care să ajungă pe parcursul vieții buni. Nu există oameni buni. Există oameni stricați, păcătoși, urători de Dumnezeu, oameni care se împotrivesc adevărului Dumnezeu și care au nevoie de mântuire, au nevoie de uh, Evanghelie. Apoi, uh, voi invit să ascultați următoarea afirmație pe care vreau să o analizăm. Zice, viața veșnică Dumnezeu va da celor ce prin stăruință în bine caută slava, cinstea și nemurirea, vorbește aici despre păgâni în general. Deci la păgânii care caută slava, cinstea și nemurirea, Dumnezeu le va da viață veșnică la aceștia. Sunt oameni inclusiv, oameni păgâni, care au căutat slava, cinstea și nemurirea. Deci din considerente religioase au făcut lucrul acesta. Oameni care au admis că există Dumnezeul, caută pe Dumnezeu. Și oamenii aceștia, neauzind de Evanghelia, ei au urmat în demnul, în demnul conștiinței de a căuta nemurirea. Și atât Dumnezeu le promite aici viața veșnică la oamenii aceștia. Dacă Apostolul Pavel vrea să spună în versetul acesta că oamenii care n-au auzit niciodată Evanghelia sunt mântuiți, atunci Apostolul Pavel se contrazice în toate privințele pe sine în tot ce spune în Evanghelia uh, prezentată în romani. Se contrazice în absolut toate privințele. Eu cred că această interpretare, că Pavel ar vorbi aici despre păgânii care îl caută pe Dumnezeu și care avun să fie mântuiți fără Evanghelie, această teorie, această doctrină este de fapt o filozofie și așa mă voi referi la ea de acum înainte. Și aș vrea să demonstrez că această filozofie nu are niciun fel de temelie în Sfânta Scriptură. Că Pavel nu se referă la faptul că oameni păgâni care n-au auzit niciodată Evanghelia vor fi mântuiți. De ce? În primul rând pentru că această filozofie contrazice ceea ce zice Apostolul Pavel în capitolul 1 despre toți păgânii și anume că ei au respins revelația de sine a lui Dumnezeu. Deci oamenii nu au cum să se mântuiască prin revelația de sine a lui Dumnezeu în creație pentru că Pavel asta spune că oamenii aceștia au respins această revelație. Și vreau să observați în tot capitolul 1 că Apostolul Pavel vorbește la general, toți oamenii au respins această revelație. În al doilea rând, această filozofie contrazice afirmația lui Pavel că doar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ar fi absurd ca Pavel să spună că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede și după aia să spună, hei, de fapt, știi ce, oamenii se pot mântui și fără Evanghelie. Este absurd, nu? Pavel, tocmai asta spune, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Evanghelia este singura opțiune prin care putem fi mântuiți. Dacă n-ar fi așa, atunci înseamnă și atunci când spune Domnul Iisus Hristos eu sunt care adevărul și viața, el de fapt nu se referă că el e singura cale, că de fapt există și altă cale și anume să fii mântuit fără Domnul Iisus Hristos având revelații din creație, că există și altă adevăr, că există și altă viață. Dar este absurd, nimeni n ar avea curajul să spună lucrul acesta despre Domnul Iisus Hristos. În al treilea rând, această filozofie contrazice afirmația lui Pavel că doar cei care cred sunt mântuiți. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Mântuirea este legată întotdeauna în Biblie de credință. Nu doar de Evanghelie, ci de credința în Evanghelie. Filozofia asta contrazice acest lucru și spune că sunt oameni care pot să fie mântuiți fără credință, căutându-l ei pe Dumnezeu dintr-un impuls uh, lăuntric. În al patrulea rând, această filozofie contrazice însuși argumentul și afirmația lui Pavel că Evanghelia tocmai de asta este necesară, pentru că revelația de sine a lui Dumnezeu în Creație a fost respinsă. Cu alte cuvinte, întâi Dumnezeu se revelează în creație și conștiință și pentru că această revelație de sine al lui Dumnezeu în creație și în conștiință este respinsă, Dumnezeu a trimis revelația supranaturală prin Evanghelie. De asta e necesară Evanghelia, pentru că prima revelație, primul tip de revelație a fost uh, respinsă. Ceea ce, spun, uh, ce spune pastorul Vasile Filat este că, nu, această revelație nu este respinsă de unii oameni și într-un fel pentru ei nici măcar nu este necesară Evanghelia. Pavel spune exact opusul. Pavel spune exact opus. Tocmai de asta e necesar Evanghelia, că toți oamenii resping revelația de sine a lui Dumnezeu în creație și conștiință. În al cincilea rând, această filozofie contrazice afirmația lui Pavel din Roman, în capitolul 1, prin care el arată că scopul revelației naturale în creație este ca omul să nu se poată dezvinovăți. Cu alte cuvinte, intenția lui Dumnezeu în revelarea de sine prin creație nu a fost să-l mântuiască pe om în felul acesta. Și intenția lui Dumnezeu în revelarea de sine prin creație a fost ca să nu-i lase omului nicio scuză. Asta a fost intenția lui Dumnezeu. Da? Vasile Filat, pastorul Vasile Filat, afirmă exact contrariu. Că intenția lui Dumnezeu în revelarea de sine prin creație este ca să mântuiască oameni. Pavel spune altceva. Așa că nu se pot dezinovăți. Pavel nu spune. După ce Dumnezeu s-a revelat pe sine în creație, înseamnă că oamenii așa se pot mântui. Pavel nu spune lucrul acesta. În al șaselea rând, această filozofie contrazice afirmația lui Pavel din Roman capitolul 3, când concluzionează porțiunea de la capitolul 1 până la capitolul 3, în care demonstrează depravarea întregii umanități, Filozofia aceasta contrazice afirmația lui din Romani capitolul 3 cu versetul 11 unde Pavel spune Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul măcar, nu este niciunul care să caute cu tot din adunsul pe Dumnezeu toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Nu există nicio afirmație mai clară în romani în care Pavel să demonstreze că nu există nici un om bun pe planeta Pământ. Nici unul care să caute pe Dumnezeu. Nici unul care să facă binele. Niciunul care să aibă pricepere spirituală pentru a se îndrepta către Dumnezeu. Absolut niciunul. Toți au avut revelația de sine a lui Dumnezeu, dar toți au respins-o. De asemenea, în al șaptelea rând, această filozofie contrazice declarația lui Pavel despre evrei și despre păgâni că toți vor fi judecați și vor fi condamnați. El spune în Roman 2 cu 12, toți cei ce au păcătuit fără lege iau ziți, vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Ziți, Pavel nu zice, oh, dar există câțiva care nu au păcătuit. Nu, Pavel știe că toți care au avut lege au păcătuit. Pavel știe că toți care nu au avut legea au păcătuit. Și că în absența jertfei pe care Dumnezeu a dat-o în Domnul Iisus Hristos, nimeni nu poate fi mântuit. Și că în absența sistemului sacrificial pe care l-au avut evreii și care arăta spre jertfa Domnului Iisus Hristos, împreună cu promisiunile pe care El le-a dat despre venirea unui mântuitor, despre venirea lui Mesia, nimeni nu putea fi mântuit. Deci Pavel face o declarație generală că atât evreii, cât și neamurile, cât și păgânii, vor pieri, vor fi judecați. În al optulea rând, această filozofie contrazice concluzia lui Pavel, după secțiunea aceasta în care demonstrează păcătoșenia întregii umanități, prin care el afirmă că toți oamenii sunt mincinoși înaintea lui Dumnezeu, sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu și doar Dumnezeu este adevărat. Absolut toți oamenii. Nu există niciunul care să-l caute pe Dumnezeu. Acum, bineînțeles, este necesar să privim la textul acesta și să ne întrebăm ce înseamnă când Pavel spune că Dumnezeu va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea? Ce înseamnă când Pavel spune în versetul 10 din Romani capitolul 2, slavă, cinste și pace vor veni peste oricine face bine, întâi peste iudei, apoi peste grec. În primul rând vreau să observați că Apostolul Pavel nu spune va da viață veșnică datorită stăruinței în bine, da? versetul 7. Pavel nu spune în versetul 10, slavă, cinstie și pace vor veni peste oricine face binele datorită binelui pe care l-a făcut. Pavel nu spune lucrul acesta. Cu alte cuvinte, distincția pe care vreau să fac este următoarea. Pavel nu vorbește aici despre meritele mântuirii, ci Pavel vorbește aici despre dovezele mântuirii. Citim din nou cele două versete. Dovada că cineva este mântuit este că prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Interpretarea asta este în concordanță deplină plină cu tot ceea ce spune Sfânta Scriptură. Faptele noastre, căutările noastre, stăruința noastră, perseverența noastră sunt doveze ale mântuirii noastre, nu modalitatea prin care ne mântuim, cu atât mai puțin meritele mântuirii noastre. Versetul 10. Slavă, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele. Cine face binele? Cel necredincios nu face bine. Cel ce face bine este cel mântuit. Cel mântuit, da? Cu alte cuvinte, Pavel vorbește aici nu despre faptul că sfințenia, stăruința în bine, perseverența în bine, faptele bine merită mântuirea sau sunt metoda prin care sunt, suntem mântuiți, ci Pavel afirmă că stăruința în bine, că căutarea slavei, cinstei și nemuririi sunt doveze ale faptului că suntem mântuiți. Da? Și care este finalul unor asemenea oameni? Care, Pavel nu vorbește despre metoda mântuirii acestor oameni, ci despre finalul vieții unor oameni. Întrebarea este, care e finalul vieții unui om mântuit care caută slava cinstea și nemorerea? Care stăruie în bine? Păi răspunsul este viața veșnică. Răspunsul este viața veșnică. Ăsta e finalul unui asemenea om. Răspunsul este slavă, cinstea și pace va veni peste un asemenea om. Așadar, Pavel vorbește despre finalul vieții unor asemenea oameni. Pavel nu spune modul în care au fost mântuiți oamenii aceștia, cum i-a cercetat Dumnezeu, cum i-a mântuit Dumnezeu. Pavel nu detaliază lucrul acesta. Ci Pavel identifică un grup de oameni care caută slava, cinstea și nemurirea. Care stăruie în bine. Dar Pavel nu spune locul acesta. Nu este intenția lui să spună cum au fost oamenii ăștia mântuiți. Pentru că ei sunt mântuiți. Ei nu sunt mântuiți prin fapt. Ei sunt mântuiți. Pavel pur și simplu îi identifică Arată niște caracteristici ale lor și arată ce se va întâmpla cu ei la final. Vor avea viața veșnică. Al Pavel nu spune că oamenii aceștia au fost mântuiți în alt mod decât prin credința în Domnul Isus Hristos. De ce Pavel nu se poate referi aici la oameni care primesc mântuirea printr-o căutare personală, prin stăruința în bine aparte de Evanghelie și de jertfa lui Dumnezeu. De ce nu e posibil lucrul acesta? În primul rând pentru că Pavel și-ar nega tot demersul lui din cele trei capitole, prin care el asta încearcă să demonstreze, că toți oamenii sunt vinovați, toți oamenii sunt judecați, toți oamenii sunt condamnați aparte de Evanghelie. În al doilea rând, Pavel ar nega toată învățătura Vechiului Testament, care arată că și înainte de venirea Domnului Isus Hristos, acoperirea păcatelor nu era posibilă decât pe baza jerfelor care prevesteau, care arătau simbolic spre jertfa Domnului Isus Hristos și pe baza promisiunilor venirii lui Mesia. Dacă Pavel ar crede că există mântuire aparte de jertfa Domnului Isus Hristos, simbolizată în acele jertfe, de Evanghelie prezentată prin promisiunile din Vechiul Legământ, Pavel ar nega toată învățătura Vechiului Testament. În al treilea rând, Pavel și-ar nega propriile sale concluzii din capitolul 3, când afirmă despre toți oamenii că nu pot fi socotiți neprihăniți prin faptele legii. Roman 3 cu 20. Deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Nimeni nu poate să fie îndreptățit altfel decât prin Evanghelia Domnului Isus Hristos, prin jertfa Domnului Isus Hristos. Și în final, subliniez din nou lucrul acesta, pentru că este fundamental să-l observați în versetul 7 și versetul 10 din capitolul 2. Pavel nu vorbește despre cum au fost mântuiți oamenii aceștia. Pavel nu vorbește despre modul în care a lucrat Dumnezeu în acești oameni. Și pentru că Pavel nu descrie lucrul acesta, nu înseamnă că ei au fost mântuiți fără Evanghelie. Nu înseamnă că ei stăruiau un bine fără puterea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că era un impuls lăuntric al lor cu care s-au născut. Și că prin impulsul acela lăuntric ei au ajuns să-L caute pe Dumnezeu și așa mai departe. Astea sunt afirmații eronate care nu își găsesc temelie în textul acesta. Pavel nu învață altă doctrină a mântuirii aici. O doctrină prin eforturi umane, prin căutări umane, prin impulsuri lăuntrice și așa mai departe. Pavel nu face lucrul acesta, ci Pavel învață ceea ce ne învață toată Sfânta Scriptură, că un om mântuit își dovedește mântuirea prin fapte bune și în al doilea rând, că un om mântuit care își dovedește mântuirea prin fapte bune, prin stăruința în bine, prin căutarea după Dumnezeu, va primi la final, va primi la final răsplata vieții veșnice. Pace slavă, nemurire. Va primi lucrurile acestea, da? Deci, ordinea este aceasta. Omul este mântuit de Dumnezeu. Pavel nu vorbește în, capitolul 3, 7 și 10, versetul 7 și 10, cum se întâmplă asta, dar omul este mântuit de Dumnezeu. El demonstrează, își manifestă această mântuire, este deja mântuit cum? Prin stăruința în bine, caută slava cinstea și nemurirea, prin faptul că face bine, el demonstrează lucrul acesta și va primi la final, da, a treia etapă, va primi la final ce? Viața veșnică, slavă, cinste și pace. Aceasta este ordinea. Dar totul este generat de Dumnezeu care mântuiește omul prin credința în Domnul Isus Hristos, prin har, prin Evanghelie. Doar prin credință, doar prin har, doar prin Evanghelie. Ați ascultat un clip, ați ascultat un clip în care se neagă toate solele reformei. Se neagă sola Scriptura, să neagă sola fide, să neagă solus Christus, să neagă sola grația, să neagă toate solele reformei. Tot ce au crezut reformatorii să neagă prin acest clip. Nu i nevoie neapărat de credință, nu e nevoie neapărat de Evanghelie, nu e nevoie neapărat de Hristos, nu e nevoie neapărat de Har. Nu e nevoie. Dacă ai revelația de sine al lui Dumnezeu în creație, ea te poate duce la mântuire. Apoi găsim prezentat un exemplu de pastor Vasile Filat și de fata dumnealui, în care ei argumentează că din exemplu famenului etiopian, și mă gândesc că au și alte exemple de felul acesta, putem înțelege că păgânii pot să fie mântuiți fără să audă Evanghelia. Și ei spune, uite, famenul etiopian era uh, un păgân care căuta slava, cinstea și nemurirea. Și căutarea aceasta, vedem chiar uh, famenul etiopian. El a avut harul, totuși, să descopere Evanghelia sau de Evanghelia. Exact, dar, a fost un păgân care căuta nemurirea. Da, dar el era un păgân care căuta cinstea, slava și nemurirea. Deci, el căuta să înțeleagă. Uh -huh. Deci, să zicem, famenul etiopian, dacă nu s-ar fi întâlnit cu Filip niciodată, omul acesta ar fi fost mântuit. Prin eforturile lui, prin perse per perseverența care avea el să-l caute. Vă nu vedeți că famenul etiopian vine de la Templu, de la Ierusalim? închinându-se lui Dumnezeu, era un om care știa deja despre Dumnezeu, intrase în contact cu religia iudaică, cu revelația Vechiului Testament, cu promisiunile Evangheliei. El citează din Isaia, citește din Isaia, unde sunt afirmații foarte clare, da? găsim proto-Evanghelia, promisiuni despre venirea lui Mesia, despre moartea lui, despre îngroparea lui, despre iertarea păcatelor, despre îndreptățire și așa mai departe. Este fatal să argumentezi Dintr-un exemplu în care un om a auzit Evanghelia, să argumentez că oameni care n-au Evanghelia pot să fie mântuiți. N-are nicio treabă, n-are nicio logică. N-are nicio logică. E, cum să spui că, uite, fiindcă există un om care a ajuns să găsească Evanghelia și să fie mântuit, înseamnă că oamenii care n-au auzit Evanghelia pot să fie mântuiți. Este exact opusul la cine prezintă Pasaule. E absurd. Apoi, că nici nu poți să înțelegi de, de ce au luat exemplul ăla. La fel este cu, cu Corneliu. Tocmai asta a făcut Dumnezeu. Pe acești păgâni, Dumnezeu i-a condus către El. Prin providența Lui, prin anumite evenimente, i-a adus către El. Au intrat în contact cu religia iudaică. Au intrat în contact cu promisiunile Vechiului Testament despre venirea lui Mesia, despre venirea Mântuitorului. Au intrat în contact cu sistemul sacrificial prin care Dumnezeu le arăta predictiv, simbolic, iertarea păcatelor în jertfa Domnului Isus Hristos. Cum să argumentez că, deodată ce oamenii aceștia au fost mântuiți? Da? Sau ajuns să fie mântuiți prin Evanghelie, înseamnă că și oamenii care nu sunt mântuiți, care nu aud Evanghelia, sunt totuși mântuiți. E absurd. E la propriu absurd. Dacă faminul etiopian putea fi mântuit fără Evanghelie, doar căutându-l pe Dumnezeu, noi vedem din Biblie că faminul etiopian îl căuta pe Dumnezeu, ceea ce înseamnă conform cu teoria și filozofia lui Vasile Filat, omul acesta era deja mântuit înainte să întâlnească cu Filip, înainte să audă Evanghelia. Și atunci ne punem întrebarea. De ce mai era necesar să audă Evanghelia dacă el era deja mântuit? De ce mai era necesar? De ce mai era necesar să se întâlnească cu Filip dacă el era deja mântuit? Pentru că Vasile Filat spune că dacă îl căuta pe Dumnezeu, el este deja mântuit. Pentru ce mai au ascultat Evanghelia atunci? De ce l-a trimis Dumnezeu pe Filip să-i predice Evanghelia? Mi se pare absolut eretic, absurd, ilogic, nebiblic, contrar întregi învățături a Sfintei Scripturi, să fi că un om a fost mântuit prin eforturile sale. Ascultați ce spune Vasile Filat. Omul acesta ar fi fost mântuit prin eforturile lui, prin perse per perseverența. Prin care avea eforturile el. lui, prin perseverența pe care o avea el să caute, omul acesta chiar dacă nu l-ar fi întâlnit niciodată pe Filip ar fi fost mântuit. Nu spune Biblia nicăieri lucrul ăsta. Biblia spune exact opusul. Faptele noastre bune, în ghilimele, înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, sunt niște fapte mizerabile, mizerabile. Tit capitolul 3 spune că n-am fost mântuiți pentru faptele făcute de noi în neprihănire, nici mă, pe, măcar pentru faptele alea sfinte n-am fost mântuiți. Efeseni capitolul 2 spune că am fost zidiți în Hristos, mântuiți pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. Deci faptele bune sunt un rezultat al mântuirii. 2 Timotei capitolul 1 afirmă foarte clar că n-am fost mântuiți pentru faptele noastre, ci pentru o harul pe care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Toată Sfânta Scriptură neagă frontal pe față că am fi mântuiți prin eforturi umane și prin, uh, și prin fapte bune. Asta este o altă Evanghelie. Oameni buni, asta este o altă Evanghelie. Asta este o altă Evanghelie. Uh, nu zic că Vasile Felat nu predică Evanghelia în alte circunstanțe, cred că o face. Dar ce a spus el în clipul ăsta este altă evanghelie. Asta nu este evanghelia biblică. Și nu are nicio temelie în cuvântul lui Dumnezeu, decât pervertirea, scoaterea din context a unor texte și interpretarea lor ca să se potrivească cu filozofia asta omenească, umanistă. Dar în final, haideți să trecem în revistă câteva implicații, câteva implicații practice, teologice, ale acestei filozofii. Că cineva ar putea să fie mântuit fără Evanghelie, fără credința și cunoașterea Domnului Isus Hristos. Păi în primul rând înseamnă că și astăzi, după 2000 de ani de creștinism, cineva poate să fie mântuit fără Hristos. De ce? Pentru că n-a auzit de Hristos. Lucrul acesta ar trebui să te facă să gândești bine, să gândești bine situația, să gândești bine afirmațiile, să gândești bine ceea ce se spune. Înseamnă că azi cineva poate să fie mântuit fără Hristos, fără Evanghelie după venirea Domnului Iisus Hristos. După două de ani de creștinism. Este absurd. Biblia nicăieri nu ne lasă să credem lucrul acesta. În al doilea rând înseamnă că nu doar că pot să fie oameni mântuiți fără Domnul Iisus Hristos și fără Evanghelie, ci pot să fie oameni mântuiți fără Hristos și fără Evanghelie chiar în zone în care este predicată Evanghelia. De ce? Pentru că sunt oameni care nu reușesc să audă Evanghelia. Chiar în lumea creștină, în ghilimele, da? Există oameni care încă nu au auzit Evanghelia. Dacă ei mor, ei pot să fie mântuiți. Fără Evanghelie. Ceea ce pune la propriul, la îndoială, chiar întregul demers evanghelistic. În al treilea rând ajungem la această concluzie necesară. Că Evanghelia nu este absolut necesară pentru mântuire. Ascultați bine! Evanghelia nu este absolut necesară pentru mântuire. De ce? Pentru că există oameni care îl caută pe Dumnezeu, care prin eforturi, prin înclinațiile lor lăuntrice către Dumnezeu, îl caută pe Dumnezeu și pot să fie mântuiți. Deci, Evanghelia nu este absolut necesară. Asta ne învață Biblia. Asta ne învață Biblia că Evanghelia nu este absolut necesară. Nu, tocmai asta ne spune Evanghelia. Că ea este singura metodă lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Este singura opțiune. Singura variantă. În al patrulea rând, înseamnă că Evanghelia nu are scopul de a da mântuire. Dacă cineva poate să fie mântuit pentru că îl caută pe Dumnezeu. Da? În urma Revelației de Sine a lui Dumnezeu în Creație și Conștiință. Înseamnă că evanghelia nu este pentru mântuire, că el poate să fie mântuit fără evanghelie. Și întrebarea mea este pentru ce este evanghelia? Pavel spune că evanghelia e pentru mântuire. Și Pavel nu spune nimic altceva despre alte metode de mântuire. Nimic altceva. Pentru ce evanghelia? Dacă ea nu aduce mântuire. Dacă omul poate să fie mântuit și altfel. Pentru ce evanghelia atunci? Ce aduce evanghelia unui om care a fost mântuit prin căutarea lui Dumnezeu? Ce aduce evanghelia în plus? Siguranța mântuirii. Evanghelia doar îl informează, hei, tu ești deja mântuit. Nu m-am venit să spun că ești mântuit. Și aduce Evanghelia, că el este deja mântuit pentru că l-a căutat pe Dumnezeu. Biblia nu ne spune lucrul acesta. Păi rămâne această întrebare importantă. Ce mântuire aduce revelația de sine a lui Dumnezeu în creație? Dacă Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire și știm despre ce mântuire se vorbește. Despre primirea Duhului Sfânt, despre nașterea din nou, despre îndreptățire, despre noirea lăuntrică, despre intrarea în Trupul lui Hristos. Ce mântuire aduce uh, Revelația de Sine a lui Dumnezeu în Creație? La care omul răspunde căutându-l pe Dumnezeu. Ce mântuire? Eu știu ce mântuire aduce Evanghelia, dar nu știu ce mântuire aduce Revelația aceea. Pentru că Biblia nicăieri nu vorbește despre așa ceva. La propriu, stai și te întrebi, atunci când ascult aceste filozofii dacă e bine sau nu să se predice Evanghelia. Și știți de ce? Pentru că în momentul în care predice Evanghelia, îl responsabilizezi pe om. Și dacă omul respinge Evanghelia, îi aduci un plus de vinovăție. Aproape că îi făceai mai bine dacă nu îi predicai Evanghelia, pentru că omul avea șansa să răspundă revelații de sine al lui Dumnezeu în creație. Și e mult mai ușor să răspunzi revelații de sine al lui Dumnezeu în creație, pentru că nu asculți despre exclusivitatea jertfei Domnului Isus Hristos, despre exclusivitatea căii mântuirii, despre îngustimea căii Domnului, n-auzi despre toate lucrurile acestea. Doar ai niște informații despre Dumnezeu. Puterea lui veșnică, Dumnezeirea lui care se văd lămurit de la facerea lumii în lucrurile create de Dumnezeu. Și atunci impulsul lăuntric care este creat de această revelație de sine lui Dumnezeu în creație, impulsul acela lăuntric când drepta către Dumnezeu, te-a mântuit. Foarte simplu. Aproape că ajungi să spui că Evanghelia face mai mult rău decât bine, conform teoriei astea. Pentru că noi știm cât de recalcitranți devin oamenii atunci când aud Evanghelia. Știm că există oameni buni, da? care trăiesc bine, moral, frumos. Oameni care nu dau un cap la nimeni, care nu fură, care nu curvesc, care au așa un fel de respect, de reverență, de frică de Dumnezeu. Mai bine îi lași fără Evanghelie după teoria aceasta. Este absurd. Este absurd. Asta este un mal praxis maxim. Deci nu se poate nimic mai eretic, mai absurd decât atât. Această filozofie se bazează pe o concepție greșită a dreptății și dragostei lui Dumnezeu. Acești oameni, chiar dacă nu au spus lucrul acesta, în alte contexte vocalizează următorul lucru. Dumnezeu, într-un fel, este obligat, dacă El iubește pe toți oamenii, dragostea Lui îl obligă să dea o șansă tuturor oamenilor. Și pentru că Evanghelia nu ajunge la toți oamenii, cum este și astăzi, vreo două miliarde de oameni nu au auzit Evanghelia, atunci Dumnezeu, dacă e drept, trebuie să le dea și lor o șansă. Dacă nu au Evanghelia, trebuie să le dea o șansă pe altă cale. Care este calea? Prin creație. Da? Conceptul greșit despre dreptatea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, că a avea oportunitatea mântuirii este o obligație cumva pentru Dumnezeu. Concepția greșită despre atributele lui Dumnezeu, despre persoana lui Dumnezeu, duce la asemenea filozofii. Și asta vedem în cazul acesta. De asemenea, aici avem arătat clar o concepție greșită despre depravarea omenirii. Oamenii aceștia cred că omul se poate mântui prin eforturile personale. Prin înclinațiile lăuntrice, prin căutarea lui Dumnezeu. Deși Biblia neagă că există asemenea oameni. Biblia neagă că oamenii fac fapte bune. Biblia neagă că oamenii îl caută din motive sincere pe Dumnezeu, din toată inima pe Dumnezeu. Biblia neagă că oamenii sunt înclinați spre Dumnezeu ca să se pocăiască și să creadă în Domnul Isus Hristos. Biblia neagă pretutinde în lucrul acesta. Biblia neagă că omul ar fi liber. Biblia spune că este rob, că este prins în cursul, cursa diavolului, că este orb spiritual care are urechile închise la vocea lui Dumnezeu. Biblia descrie starea omului ca fiind dezastruoasă, tragică, omul incapabil să vină la Domnul Isus Hristos. Nimeni nu poate la veni la mine dacă nu l-atrage tatăl. Nu prin creație. Nu prin creație, ci prin evanghelie și îl atrage la Hristos. Nu l-atrage la creație, nu l-atrage doar la Dumnezeu. Mulți oameni spun că cred în Dumnezeu, dar nu cred în Hristos și aici este aici este nervul discuției. Avem în filozofia asta prezentă Probabil o lucrare a Duhului sunt fără Evanghelie. Poate să fie un om mântuit fără nașterea din nou? Răspunsul ar trebui să fie nu. Nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu dacă nu este născut din nou. Întrebarea este cum vor fi oamenii aceștia născuți din nou. Sunt doar două variante. Unul să, să spui că sunt mântuiți fără nașterea din nou, adică fără Duhul Sfânt, ceea ce este eretic. Doi să spui că sunt mântuiți prin nașterea din nou, prin Duhul Sfânt și ajungi la anomalia aceasta pentru că crezi într-o lucrare a Duhului, sunt și o naștere din nou despărțite de Evanghelie. Biblia nu arată că Duhul Sfânt lucrează despărțit de Evanghelie. Biblia nu arată că Duhul Sfânt lucrează despărțit de Evanghelie. Biblia nu arată că nașterea din nou se întâmplă în absența lucrării Duhului Sfânt și în absența Evangheliei. Evanghelia este însoțită de Duhul Sfânt, Evanghelia produce nașterea din nou. Asta ne arată Sfânta Scriptură. Oamenii aceștia spun nu. Oamenii aceștia spun nu. Oamenii pot să fie născuți din nou fără uh, Evanghelie. Oamenii aceștia pot să aibă parte de lucrarea Duhului Sfânt în absența Evangheliei. Biblia nu ne învață lucrul acesta, ce exact opusul. Mai mult aici se prezintă o convertire nebiblică. Biblia ne învață foarte clar cum poate să fie omul mântuit. Prin credință și prin pocăință. Acest lucru este învățat pretutindeni în Sfânta Scriptură. Această teorie ne spune că omul poate să fie mântuit fără credință, fără pocăință. Sau dacă este credință și pocăință, nu e credința și pocăința biblică. Pentru că credința este în Domnul Isus Hristos și pocăința este față de Dumnezeu revelată în Evanghelie. Revelată în Evanghelie. Această filozofie ne face să îl vedem pe Dumnezeu ca unul care își negociază standardele și își coboară standardele. Dumnezeu zice, fără naștere din nou, fără lucrarea Duhului Sfânt, fără Evanghelie, fără cunoașterea lui Hristos, fără credința în Hristos, fără pocăința de păcate, nu există mântuire. Și aici ni se spune nu, Dumnezeu și-a negociat termenii pentru o clasă foarte largă de oameni și anume aceia care n-au auzit Evanghelia. Dar Sfânta Scriptură nu ne învață lucrul acesta. Sfânta Scriptură nicăieri nu ne învață că Dumnezeu și-a negociat undeva termenii mântuirii. Nicăieri. Absolut nicăieri implicațiile practice ale acestei filozofii, ale acestei dogme, ale acestei uh, doctrine, ale acestei teorii sunt absolut monstruoase, absolut monstruoase. Și la asta duce o concepție greșită despre starea omului, o concepție greșită despre Dumnezeu, o concepție greșită despre Evanghelia Domnului Isus Hristos. Dacă nu crezi în depravarea întregii omeniri, atunci spui. Nu se poate, domnule, să nu le dăm o șansă și la oamenii ăștia. Poate iar vrea să fie mântuiți. Nu există niciunul care să vrea să fie mântuit. Nu există niciunul care să caute pe Dumnezeu. Dacă ai o concepție greșită despre Dumnezeu, da, și crezi că Dumnezeu trebuie să-i aleagă pe toți, trebuie să-i iubească pe toți, și nu crezi că Dumnezeu are dreptul, are dreptul să ducă Evanghelia unde vrea El, să facă să audă Evanghelia cine vrea el și el să rămână drept și dragoste în continuare, atunci vei începe să ciopărțești caracterul lui Dumnezeu și vei începe să ciopărțești Biblia și să ciopărțești Evanghelia. Astea sunt rezultatele arminianismului. asta sunt rezultatele arminianismului. Uh, am spus lucrul ăsta de foarte multe ori și multe persoane s-au supărat. Multe persoane s-au supărat, mai ales cei care sunt arminieni și au spus nu, nu, că noi credem Biblia, noi credem doar ce spune Biblia. Unde sunt teoriile astea în Biblie? Nicăieri. Sola Scripturii aruncată pe geam și se inventează niște doctrine care n-au nicio treabă cu Sfânta Scriptură. Și lucrul acesta este tragic. Pentru că au început să fie făcut de lideri religioși. De păstori. De cei care ar trebui să învețe adunarea, să îndrume adunarea. Să arate exclusivitatea mântuirii prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Importanța Evangheliei. Înțelegeți foarte bine aici să face un atac asupra Evangheliei. Să face un atac asupra caracterului Lui Dumnezeu. Dacă nici măcar în lucrurile acestea nu suntem uniți și nu credem la fel, nu este deloc important dacă suntem uniți în orice altceva. Este lipsit de importanță. Este egal cu zero. De aceea vă chem să analizați lucrurile, să le cercetați, să le puneți în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu și să vă întăriți concepțiile biblice despre nașterea din nou, despre convertire, despre credință și pocăință, despre lucrarea Duhului Sfânt, despre Evanghelie. Și să vedeți dacă Biblia vorbește în vreun loc, așa cum am auzit noi în clipul acesta a pastorului Vasile Filat. Vă salut și ne vedem la următorul episod.